Primarul municipiului Râmnicu Sărat a vorbit despre modul în care va funcționa cinematograful în contextul COVID. Suntem preocupați să menținem, să spunem, sub control numărul de infectări. Am tras toți concluzia că viața trebuie să meargă înainte, să trăim cât putem de normal. Și în acest context, redeschiderea cinematografului din Centrul Cultural este o veste așteptată de râmniceni de ani de zile, chiar aș îndrăzni să zic peste 10 ani de zile. Ei bine, iată, în urmă cu 2 săptămâni porțile cinematografului s-au deschis. De asemenea, se mențin condiții deosebite pentru a, să spunem, a satisface cerințele legate de modul de funcționare al cinematografului. Sunt respectate toate normele. Este permis un număr limitat de persoane în cinematograf, purtând măști și de asemenea făcându-se dezinfecție pentru fiecare, după fiecare spectacol. Nu știu până când vom putea să-l menținem deschis. Așteptăm în fiecare săptămână, să spunem, noi reguli din partea guvernului, dar cel puțin la momentul acesta, cum spuneam, cinematograful și-a deschis porțile pentru râmniceni. Sunt spectacole bune, sunt destule seri, vineri, sâmbăta și duminica, în care râmnicenii de toate vârstele merg la cinematograf și ușor, ușor încep să redescopere, să spunem, această activitate legată de cinematografie.